Potrivit unei statistici recente, în jur de 800 de femei aduc lunar pe lume copii la domiciliu în România, în ciuda faptului că procedura nu este reglementată, iar profesioniștii care le asistă pe gravide comit o ilegalitate. Toate femeile însărcinate doresc să aducă copii pe lume cât mai ușor. La nivel mondial au apărut în ultimele decenii oportunități și spații neconvenționale diverse pentru ușurarea nașterilor. În România sunt înregistrați în jur de 16.000 de nou-născuți lunar, iar nașterea în condiții optime este garantată doar într-o instituție spitalicească. Cu toate acestea, aproximativ 5% dintre gravidele românce aleg să nască acasă, potrivit unei statistici întocmite la nivel național. Este vorba de nașteri programate, nu cele accidentale cauzate, de exemplu, de întârzierea ambulanței. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani în localități din vestul României. Din cauza lipsei legislației, nașterea acasă este interzisă în România. Multe femei spun că nu scrie niciunde că n-ai voie să naști acasă. Este adevărat, doar că există legi care nu dau voie medicilor, asistentelor medicale, moașelor să meargă să asiste nașteri la domiciliu. În acest sens, nașterea acasă este considerată ilegală. Profesioniștii intră sub incidența penalului dacă exercită acest lucru la domiciliu, a declarat vicepreședintele Asociației Naționale a Moașelor. Deși în România este ilegal, multe moașe sau chiar asistente medicale acceptă să asiste nașteri la domiciliu. Să știți că femeile care decid să nască acasă sunt foarte bine informate. Aici nu vorbim de femei din familii sărace, de la sate sau din comunități rome. Cele mai multe femei care aleg să nască acasă sunt în București și în zona de vest, în special în Timișoara. Este o nouă modă în rândul femeilor moderne. Ele știu foarte bine ce se întâmplă pe afară, se informează bine, se pregătesc și nasc acasă. Sunt tot mai multe femei în ultimii ani, a mai spus Camelia Irimia. Pe de altă parte, vicepreședinta Asociației Moașelor din România le roagă pe româncele care au astfel de planuri să se gândească bine, să se sfătuiască cu medicii curanți și să cântărească deciziile pentru binele lor și al nou-născuților, relatează adevărul.ro.